Adrian elicopter de luptă a dat cu bâta în baltă. Măi Adrian, măi, nu este frumos. De ce ai făcut așa? Ce o să zică copiii care se uită la tine și zic ha uite-l pe Adrian este uh, uh, mentorul meu în viață. Lăsând gluma la o parte, pare să că Adrian elicopter de luptă a fost prins băut la volan și după ce că a fost prins a fost prins și mai cu greu. Cum de altfel și pe internet reiese printr-o grămadă de articole și știri care au fost date și de la TV, Adrian, elicopter de luptă, a fost prins băut la volan după ce a fugit de poliție. Da, a mai fost și o mică răfuială, fratele lui înțeleg eu că ar fi fost și băgat în arest preventiv sau ceva de genul ăsta pentru 30 de zile pentru că a făcut ultraj, adică s-a luat de polițiștii care i-au oprit. Concret, nu știu eu foarte multe, că am fost acolo, am văzut și o pe net și avem și aici niște articole de pe la toate trusturile de presă de la noi, cum ar fi proteve, cum ar fi adevărul, cum ar fi toate. <laughs> și avem așa, hai să vedem ce, ce ne spun concret, că de asta avem și aici laptopul la iveală. Citez. Influencerul Adrian Helicopter de 8 a fost prins beat la volan după ce a fugit de poliție în Pitești. Cunoscut printre tineri, drept Adrian Helicopter de 8 a fost prins beat la volan după ce a încercat să fugă de polițiști în Pitești. În timpul controlului, fratele tânărului a adresat injurii polițiștilor și a fost arestat pentru ultraji. Nasol. Adrian Dumitru este protagonistul unui adevărat scandal după ce a fost prins băut la volan în Pitești. Acesta se afla în mașina altor de fratele iubita lui și partenera fratelui, atunci când poți polițești i-au dat semnale pentru a opri autovehiculul, tânărul a ignorat complet ordinele și a continuat să circule, în speranța că ar putea ascunde faptul că a consumat băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului în cauză, efectuând în mai multe rânduri somații și circulând cu mijloacele acustice și luminoase în funcțiune fără ca persoana care conducea autoturismul să se supună somației de a opri. Astfel, autoturismul în cauză a pătruns pe strada Făgăraș, apropierea unei unități de învățământ unde patru persoane, respectiv doi bărbați și două femei, au coborât fugind de lângă autoturismul în cauză. Se arată într-un comunicat al IPJ Argeș. Pare să că n-a ieșit mai bine. Adrian Nicopter de luptă de altfel a și pus storiul ăsta pe net, pe Instagram, în care zice că a făcut screenshot și toate cele celor care au dat informații false sau eronate legate de el și că s-ar părea că o să-i dea în judecată. Acum, da, cei care spun chestii greșite, că ce-am văzut, asta e o știre ok, ce-am citit până acum e ok. Dar sunt și care au dat, gen, au pus imagini de la bătaia cu Shelly în știrea asta doar ca să facă rici, ca să iasă la iveală. Ce pot să zic, în schimb, este faptul că, băi, dacă chiar e așa și, na, la urmă-urmă este ceva dat de IPG, poliție, gen, este așa, nu e ok. Nu e ok, mai ales când știi că ai influență, să faci chestii de-astea. Ai fost elev la școala de poliție, gen Academia de Poliție. Cu atât mai mult știi că nu e ok să faci așa ceva. Clar, unul pe doi, nu este ok să te urci la volan beat. Știi că ai băut o bere? Nu te urci la volan. Chemi un taxi, mai ales la banii tăi că nu zic eu că ești bogat, ca și, nu știu, Dorian sau Shelly, dar băi, totuși nu e să zici că băi, hai că am băut o bere, mergem cu taxiul și ne întoarcem mâine. Adică ești conștient de faptele astea și toate cele, că nu e ok să faci așa, mai ales când știi că ești atât de urmărit pe internet de o grămadă de oameni, mai ales mulți dintre ei fiind copii. Ce părere o să fac acum? O să pierd multe contracte după treaba asta Așa asta e nasol, dar na, o din greșeli în, în față. Și s-ar părea că Adrian a fost în mașină cu Iorga, iubita lui, pare să sau partenera, după cum se specifică prin articolele astea, Acum, cei care erau foarte, hmm, sunteți împreună sau nu sunteți împreună? Bine, că era relativ evident, dar uh, acum clar este foarte clar că Adrian este cu Iorga împreună, săriți internet, săriți. Și ca să încheiem cumva, hai să mai vedem pe aici unul, două articole, ca să vedem și articolele care sunt mai, hmm. ia să vedem pe aici, care nu sunt tocmai atât de ok. Știu că am văzut efectiv niște articole care nu sunt ok. Uite, uite aici un articol foarte, foarte interesant. Adrian elicopter de Luptă, celebrul influencer exmatriculat de la Academia de Poliție, au simțit nevoia să pună chestia asta în față, căci... Uite, dovada că el chiar a meritat să fie exmatriculat, prins beat la volan după o cursă ca în filme cu polițiști. Adică deja curse, cum a fost cum e filmul la cursa sau de din americane, la modul ăla. Bam, 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 aici ne explică, cred că cât de cât, cam despre ce este vorba, nu o să mai știm pentru că deja am văzut despre ce este vorba. În mare parte ideea este că, băi, nu e deloc ok ceea ce s-a întâmplat. Uh, inconștient din partea ta, Adrian, să faci acțiunea asta, foarte greșit. Aici, cred că suntem cu toții de acord legat de treaba asta. Iar acum, mai departe, despre știri și toate cele, na, care au dat-o prea, prea, îți dau dreptate să faci ceea ce vrei să faci. Acum chiar sunt foarte curios și ce răspuns o să ne dea Adrian pe social media la toată chestia asta, căci e de așteptat să vină cu ceva și sunt curios ce are de spus în apărarea lui legat de acțiune în sine și cât și despre toată treaba asta cu presa. Well, rămâne să vedem. Până la următorul, eu am fost Mihai, sper că v-am pus la curent cu Adrian, elicopter de luptă, care a fost un pic uh, personaj de film, cum am mai zis pe aici, acum câteva zile și da, clar. Până la următorul, am fost Mihai. nu uitați de like acolo mai jos și un subscribe pentru a fi la curent cu tot ceea ce este nou pe internet. Până la, la viitoare, pa, pa!